Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunteți la Cină și vă mulțumesc pentru asta. Este emisiunea în care șefa Adi Hădean gătește, iar eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a primi, cum se cuvine, invitații la masă și pentru a le servi o porție mare de întrebări cu gust. Oaspetele nostru din această seară este președintele PSD, Marcel Ciolacu. Nu mai are nevoie de nicio prezentare. Ce îi pregătim pentru masa de seară? Am auzit că domnul Ciolacu postește. Și pentru că suntem în post, o să-i facem omului pe plac. Știi, prima dată când am fost în Oltenia, bine, nu are nicio legătură că domnul e de la Buzău, nu e din Oltenia. Prima dată când am fost eu în Oltenia, i-am întrebat pe niște oameni pe acolo, zic, și ce mâncați voi aici tradițional? Era așa, mai spre vară, cea, păi dragavei. Dragavei? Dragavei, exact asta, dragavei, așa am întrebat și eu. Și ce să ia dragavei? N-au știut să-mi spună. Era exact ca și în cântecul ăla lui Ionel Tudorache, dragavei pe oltenește, ștevie pe românește, știi? Dar și au zis, păi cum? Ce să ia dragavei? Dragavei, dragavei. Și a trebuit să aștept până când a venit mâncarea să-mi dau seama că e vorba despre ștevie, știi? Suntem în perioada asta în care piața explodează cu tot felul de verdețuri, frunzeturi, au apărut și cartofii noi, primii cartofi noi de anul ăsta și o să vă fac o mâncare de cartofi noi cu dragavei. Cum adică gătești? Cu ștevie, dar nu doar cu ștevie, adică o să mai pun și niște sfeclă mangol, ceapă verde, două frunze de leurdă, că e boala hipsterilor, și niște frunze de muștar, sare, piper, usturoi, un pic de tarhon. Adică o să fie o mâncare cu multă culoare în ea și cu mult proaspăt și cu arome foarte puternice de primăvară. Gust, verde, sănătate, post. Peste da, tot. Punct. Cum le gătești efectiv? Foarte simplu. Pun mai întâi o tigaie la încins cu puțin ulei, ceapa tocată mărunt, usturoiul zdrobit un pic, aruncat acolo, să înceapă să se înmoaie și după aceea pun cartofii pe care evident că îi spăl înainte și las așa să se gătească încet, 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 încet și când sunt gătiți cartofii de tot cum ar veni, toc verdețurile, le arunc acolo, am aruncat de două ori tigaia în sus ca artiștii la televizor și s-a terminat. O mâncare ce merge cu vin roșu sau alb? Sau roze? Ei, în principiu eu zic că merge să bei ce-ți place ție să bei. Bine, hai, spor la treabă, vedem noi ce facem cu vinul. Mulțumesc la fel. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, vine în această seară la cină. Bun găsit! Bine ați venit la noi! Cu drag, mulțumim că sunteți aici, vă rog, luați loc. Sunteți bine? Sănătos? Vaccinat? Da, și vaccinat, și rapel, și anticorpi. Să știți că eu sunt unul dintre cei care îndemn oamenii să meargă la vaccinare. Nu cred că pentru această perioadă există altă soluție, cel puțin medicală. Asta înseamnă că puteți merge liniștit la biserică, noaptea de înviere, pentru că, iată, se apropie sărbătorile pascale. Chiar și neliniștit oricum mergeam, dar am înțeles că până la urmă au înțeles necesitatea de a lăsa românii să meargă la biserică noaptea de înviere și deci nu va trebui să plătesc o amendă de această dată. Care erau tradițiile de Paște? Sunt obiceiuri care se păstrează din vremea în care erați dumneavoastră copil și până astăzi? În primul rând ne strângem cu toți. Eu fac parte dintr-o familie numeroasă, suntem trei frați, marea majoritate avem băieți, toți am făcut băieți, un singur frate, există o singură nepoată, care este cea mai răsfățată, Andreea, în familie, este singura fată, dar și fiul meu și nepoții între timp au venit cu prietene, viitoarele soții și ne strângem. Cât timp trăia tatăl meu, cu adevărat ne strângeam foarte mulți. Mai avut și prieteni care n-aveau această tradiție și veneau de sărbători la noi în familie și am menținut această tradiție. An de an ne strângem cu toți. Acum în jurul mamei mele și vin toți. E o regulă de bază
Și eu i-am spus iubitei fiului meu, zic să știi regulile de la început, în prima zi de Paști și în prima zi de Crăciun, întotdeauna noi ne strângem cu toții. La Buzău? La Buzău. Românii sărbătoresc mai mult sărbătorile pascale decât Crăciun. Alte cuvinte, românii cred mai mult în înviere, adică în nașterea Domnului, ceea ce este un lucru bun. Poporul român e mai profund în religie decât credem noi. Dacă ne și uităm și la tradițiile noastre și vedem care este mobilizarea familiei, atât de Crăciun cât și de Paște, vom observa că întotdeauna de Paște este mai mare mobilizarea și mai mare credința. De copil mergeați la biserică de înviere? Da, întotdeauna. Eu am prins și comunismul. Tatăl meu a fost pilot militar și să știți că am trăit și perioada când tatăl meu cununa afară din biserică. Doar mama mergea cu viitorii fiind în biserică, iar tata stătea în fața bisericii, fiindcă dacă cineva spunea că a fost în biserică, exista riscul de a fi oprit de la zbor. Și avea totuși trei băieți de crescut. Și își pierdea slujba. Acestea au fost vremurile pe care le-am trăit. Păcat că nu se vorbește mai mult de acele vremuri, să înțelegem ce a însemnat totuși comunism. Și să știm de ce să ne ferim. Aveți frică de Dumnezeu? Categoric. Nu sunt un habotnic, dar am frică de Dumnezeu. Merg de câte ori am ocazia la biserică. Presupun ca și dumneavoastră, în orice capitală din lumea asta, nici prima oară, te cazești și cauți să mergi la o catedrală sau... E un reflex normal. Pentru că se apropie Săptămâna Mare, aș vrea să vă întreb dacă e cineva pe lumea asta care ar trebui să vă ierte. Întotdeauna este cineva care trebuie să ne ierte. În primul rând și familia, că lipsesc foarte mult de acasă, și faptul că n-am sunat-o de două zile pe mama mea. Deci întotdeauna există... Nu am făcut rău, nu fac parte din politicienii care au dușmani. Știți sigur dumneavoastră? Eu, așa consider eu. Eu întotdeauna am considerat că am adversari politici. Și cred că am procedat corect. Și creștinește. Dumneavoastră aveți de iertat pe cineva? Să vă întreb și viceversa. Mă iert. Eu sunt un om iertător și cred că și zodia și felul meu de a fi, cu adevărat nu uit, dar îmi trece foarte repede și câteodată îmi pare rău. Astăzi am avut o discuție mai aprinsă cu liderul de grup de la Senat, altfel un prieten apropiat, cu domnul Romașcanu, și acum în drum chiar i-am scris, îmi pare rău de... Am fost un pic nervos, da? Și el a zis, sunt prietenul tău și așa că e mai bine ai cu mine această atitudine. Deci se întâmplă. Important e să fii conștient de aceste lucruri. Spuneți că nu uitați niciodată. Asta înseamnă că sunteți răzbunător? Nu m-am răzbunat pe nimeni niciodată. Dar nu uit, trebuie să înveți. Dacă uiți, înseamnă că nu ai capacitatea de a învăța. Cum erați, domnule Marcel Ciolacu, în copilărie? Care este trăznaia aceea pe care ați făcut-o când erați mic, de povestit copiilor și nepoților? Da, am făcut multe. Eu am ceva vreme la dispoziție, vă ascult. Am făcut tăblițe, mi-am distrus degetul. Cum adică ați făcut tăblițe? Ce înseamnă? Pe vremurile noastre erau capacele de bere și cu un bolovan le făceam tăblițe și pe urmă aruncam copiatru. Cu cărți, nu? Cartonașe și... Improvizam tot felul de jocuri, nu exista internet pe vremea aceea, nu existau telefoanele, aveam o oră de televiziune, 10 minute de desene, cam astea erau vremurile. Am făcut trăznăi multe. Cel mai șocant a fost când în clasa 1 a venit vacanța mare și am venit acasă foarte, foarte supărat și mama spune chiar plâns și mulțumesc mult. Proces de post. Da, e de post. Sigur că da, păi respectăm dorința invitaților de fiecare dată. Și zic, măi, mamă, toți copiii au țară, numai eu n-am țară. Mama a rămas blocată, adică cum? Păi zic, în vacanță, când vorbeam cu colegii, toți spuneau, ce faci în vacanța mare? Păi plec la țară. Eu nu am prins bunici în viață și nu aveam mâna. Și atunci, imediat s-a mișcat mama, o femeie foarte energică, și m-a predat vecinilor și împreună cu vecinul meu ne-am dus la mămăița, așa a rămas, a vecinului. Și am avut și o țară. Și am aflat cum se trage cu praștia
Și n-ați spart geamuri, nu? Am mâncat ciulama de vrabi și a venit mama și ne-a prins acolo cu mămăița, cum gătea și, cu adevărat, m-a mai lăsat vreo două zile, pe urmă m-a luat. Dar în fiecare vacanță de vară, pe urmă aveam și o țară. Care este gustul care vă amintește de copilărie cel mai tare? Nu știu, n-am ceva special, dar în acele vremuri am avut o copilărie frumoasă, cu trei frați. Cel mai greu era, eu fiind cel mai mic, trebuia să mă duc tot timpul după pâine, eu trebuia să duc gunoiul, dar mi-am asumat aceste lucruri, dar m-am avut de învățat și de la frații mei, fiind mai mari. Diferența între noi fiind între 5 și 8 ani. Să știți că v-am invitat la masă și Adi chiar a gătit pentru dumneavoastră. Da, mulțumesc, e o mâncare de post, e o mâncare foarte simplă, dar care are exact gustul acestor zile. Cartofi noi, pentru da? Că asta se găsește azi în piață, cartofi noi, cu stevie, cu foarte puțin ulei urdă. Nu încerci? Cu... Nu, eu nu mănânc. Cu ceapă verde, cu usturoi verde, asta e. Și totul gătit foarte simplu, fără multă grabă și fără foarte multe fasoane, dar cu gustul pieței noastre. Cred că cozonacul și plăcinta făcută de mama au fost cele mai evidente și ele mi-au rămas mult în memorie. De fapt, când mama gătea cozonac, tot blocul era abonat. Am crescut într-un bloc în care nu încuiam ușa. În acele vremuri. Și nu exista interfon sau chei jos. Ușa de la scară, de la intrare? Nu, ușa de la apartament. De la apartament, da? Și vecina de alături, tanti Valerica, venea, deschidea frigiderul, lua ce îi trebuia din frigider, pleca. Mama mă trimitea pe vândute la tanti Valerica, intră în frigider, ia... Deci, cam acesta a fost modul în care am crescut eu. Am avut acest privilegiu și cred că mi-a prins bine, fiindcă sunt un om deschis. Soția noastră este inginer, nu? A terminat chimia. Dar din câte știu, are o cofetărie, nu? Are o patiserie cofetărie. Greu pentru kilogramele dumneavoastră, asta vreau să zic. Eu m-am educat un pic și mănânc foarte rar dulce. N-am nicio problemă cu diabetul sau alte, dar trebuie să ții într-un fel... Cam la 2-3 zile țin o zi de salate cu avocado. Păi și nu se supără soția noastră că nu consumați produsele din cofetăria, patiseria? Foarte rar se aduce acasă. Și spre rușinea mea și eu ajung din ce în ce mai rar acasă. Cred că asta este marele inconvenient al politicii și al vieții noastre. Acum am început și deplasări în județe și lipsești foarte mult de acasă. Ea nu dorește să vină la București. Fiul meu n-a vrut să facă medicina la București, a zis că dacă vine aici o să stau eu pe capul lui. L-am convins să nu se ducă la Cluj, măcar să auzi la Constanța. Tot e un drum. Un pic mai aproape și de Buzău și aproape, de București, da. De fapt. Mâine chiar mi-a promis că vine cu iubii să mă viziteze și să am onoarea să rămână la mine o noapte. Când ajungeți acasă la Buzău, cum arată o seară în doi dumneavoastră cu soția? Canapeaua din sufragerie, stabilim ce vedem la Netflix, eu îmi continui pe telefon tot ce am de răspuns, se mai enervează și mă roagă frumos să mai las telefonul, să încep totuși să și comunicăm. Și într-una din zilele din weekend, când ajung acasă, am niște prieteni foarte apropiați care ne vedem, ori vin ei la noi, ori mergem noi la ei și stăm de vorbă, stăm la masă, bem un pahar de vin. Una dintre mândriile mele personale este că am rămas cu aceiași prieteni, sunt un om normal și chiar îmi dă un confort acest lucru. Mai jucăm și jocuri, mai stăm de vorbă. Ce jocuri de societate jucați? Remi? Monopoly? E vestitul Catan. Jucați Catan, da? Mai joc și la București cu Sorin Grindeanu, cu liderul de grup de la Cameră. Vă provoc la un joc? Avem șah? Nu, șah durează mult. Table jucați? Joc orice joc. Serios, jucați cu table? N-am nicio problemă. Nu-i avem, Adi? Atât așteptai. Atât așteptam, da. Unde? Sper să nu mă bateți. Eu sper să da. Imediat. În două minute să... uite-le aici. Totuși o gazdă ar fi normal să lase musafirul.
A, nu, 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 nu vă lăsați. Nu vreau să câștig așa. Nu vreau să câștig așa. Ia uitați. Ok. Poți să aleg să joc cu albele? Eu sunt omul politic. Eu trebuie să joc cu negru. Eu sunt adică omul ce negru. Adică ce sunteți, omul eu negru? Eu sunt omul negru. Așa. Acum eu sunt... Adică pe cine pariez? Eu sunt chibitul din parc. Și stau și mă uit să văd cum joacă. Ăsta e un joc pe care eu nu-l înțeleg. Adică, nu că nu-l înțeleg. Când eram copil, mai jucam, după care n-am mai jucat și l-am uitat. Și acum, probabil că dacă stau să mă uit cum joacă oamenii table, păi ceva un timp îmi amintesc. Un plus. Da. Dar nu știu dacă în emisiunea asta apuc să-mi amintesc. Așa că o să stau să mă uit. Pe de altă parte, aș putea să vă îmbăt pe amândoi, că la asta mă pricep. E sec cei Sauvignon. Da. De obicei beau roze, dar vinul românești. Asta vin este foarte, un vin de la domeniul Bogdan, din Megidia. Foarte bun. Cred că avem și roze, adică sunt sigur că avem și roze. Bun. 6-4 ați avut ultima oară. Am tras de timp ca să gândesc. Cât era? 4-3. Trebuie să-l crezi pe cuvânt. Poți. Mai ales că e un zar bun. Normal că mă cred. Ce mă fac? La un moment dat există riscul. Vă asumați în general riscuri în viață? Da. Întotdeauna mi-am asumat tot ce fac. N-am nicio problemă. Și cele bune și cele rele. Cele bune e normal că și le asumă. Păi când e cu coroniță ne place. Dar nu, mi-asum. Nu sunt un om. Chiar nu sunt un om ascuns. Și nu fug de răspundere. Am emoționat și am greșit. Și ați dat 6-6. Cum stați cu norocul în viață? Când s-a împărțit, erați acolo, nu? Sunt, dacă mă uit și la familie, și la parcursul meu, și la fiul meu, și chiar mă consider un om norocos. Să știți că mă mulțumesc cu lucrurile simple. Când încep să fii nemulțumit de absolut totul, o să fii și nefericit. Continui să stau, presupun. Ce-i 5-3? 2-1-3. M-am emoționat și eu. Credeți că joc în fiecare zi table cu președintele PSD? Președintele Ciumii Roșii, adică nu... Așa, orice președinte. Vă distrați așa acolo la partid cu pasta, mai cu Ciuma Roșii? Da? Nu facem glume. Bine, au fost momente când nu era chiar o distracție. Dar cred că încet, încet lumea a început să lămurească asupra acestui slogan. N-ați vrut să riscați. Nu. Păi vă dați seama cum sunt titlurile mâine dacă vă bat la table? Dar cu așa noroc cu duble... Chiar vrei să mă bate? Da. Așa hotărâtă? Da, da, da. Sunt foarte hotărâtă. Ne-a prins cam mult. Eu am tăcut din gură și aștept să văd cine câștigă. Spune-și tu că ții cu mine. În mod normal țin cu tine, îți dai seama. S-a complicat situația. Un pic, da. De unde părea că sunt aproape învingătoare. 6-2. Promit că nu mai dau nicio tublă. Să vă țineți de cuvânt, apropo, atunci când promiteți ceva. Dacă vrei să faci politică pe termen lung, întotdeauna trebuie să te ții de cuvânt. Și nu trebuie să lași niciun coleg în urmă. Niște reguli. Eu acum aștept să vă țineți de cuvânt să nu mai dați dublă. Nu mai dau, dar... Da, e bine. Până acum sunteți un politician corect la table. Da? Ei, 1-1. Nu se pune. Păi ce-ați promis, ce faceți aici? Nu e chiar ce pare. Opa. Nu mai la dublă pe tabela. 6-2. 5-1. Dacă o țin cu 1, nu. Am dat pe 1. 2-1, bun. 6. Îmi trebuie și mie un 6. 3-2. N-am, vedeți? 5. Dacă dați dublă, am pierdut. Mă țin de cuvânt. 5-4. Ba. Yeah! Gata, deci mâine titlul este la cine a câștigat gazda, nu oaspetele. Nu știu dacă ar fi fost frumos să vă las pe dumneavoastră sau să... Nu. A fost sportiv. Tot ce
ce s-a întâmplat. Am înțeles. Domnule Ciolacu, fiind în opoziție, aveți ceva mai mult timp? Am sperat. Și nu? Dar sunteți mai ocupat decât atunci când erați la putere? Una dintre deziluziile mele. Am crezut că va fi mai mult timp, voi avea mai mult timp să stau și cu colegii. Dimpotrivă, am și pornit multe și în interiorul partidului și avem foarte multe întâlniri. Și la solicitarea anumitor asociații lucrative, am întâlnit și cu ambasadorii, dar ăsta este ritmul. Nu, eu cred că facem ceea ce trebuie. După joacă vine și o treabă serioasă la cină. De fiecare dată președintele PSD ne-a cerut votul la prezidențiale. Sunteți președintele PSD, ne cereți votul în 2024? Am deschis în interiorul partidului o discuție. Trebuie să încercăm să învățăm din întâmplările din trecut și din greșelile celorlalți. Și dacă facem o analiză mai profundă, vedem că toți cei care au candidat pentru cea mai înaltă funcție în statul român, din funcția de președinte al PSD-ului, n-au reușit să câștige. În afară de domnul președinte Ion Iliescu. Cunoaștem cu toții istoricul. Și cum a fost și cum s-a intrat în turul 2 și cu cine și așa mai departe. Dar de acolo se vor face 20 de ani în toate aceste încercări. Și atunci am venit cu propunerea colegii mei, în afară de alegeri preliminare în interiorul partidului, astfel încât să fie o participare deschisă a tuturor membrilor, primarilor, adică să fie o decizie mai colectivă, nu a unui grup, a unui forum chiar legitim sau statutar, să se mute un pic decizia. Plus că astfel se duc disputele din interiorul partidului. Cine dorește să candideze, toată lumea participă la acest vot preliminar. E sistemul american cu alegeri preliminare și nu e o rușine să înveți de la lucrurile care funcționează. Până acum a existat această cutumă, domnule, președintele partidului automat trebuie să fie și candidatul. Nu a funcționat. Credeți că spargeți ghinionul dacă nu mai merge președintele? Sunt ferm convins. Da? Sunt ferm convins. Asta înseamnă că am putea în 2024? În 2024, Partidul Social Democrat din nou va da președintele României. Dacă vom continua această linie de modernizare, de reforma partidului și de câștig din nou a încrederii populației. Bun, deci noastră dați ca sigură câștigarea alegerilor prezidențiale. Dar eu vă întrebam dacă am putea avea o premieră și să vorbim despre faptul că șeful partidului PSD nu mai merge la prezidențiale. S-ar putea întâmpla? Este foarte probabil acest lucru. Ceva nu funcționează. Nu poți să ai dorința de a avea alt scor sau alt efect folosind aceeași formulă. E ca la, presupun, ca și la gătit. Adică mâncarea, dacă o gătești la fel iese. Deci trebuie să schimbi ceva, dacă vrei mai picant, mai usturat, mai... Deci undeva nu funcționează. Și atunci intri în teoria idiotului în care continui să faci același lucru, dar aștepți alt rezultat, sau încerci să schimbi lucrurile. Asta înseamnă că dumneavoastră veți intra în acele alegeri interne? Sau excludeți? Important este că am luat decizia, important e că partidul este încântat de acest lucru, înclin foarte mult spre faptul ca președintele partidului să nu fie și candidatul. Radicalizezi. În momentul în care ești președintele unui partid, automat radicalizezi foarte mult. Și ești principalul topor al partidului în lupta, iar lumea are o anumită percepție pe care se pare că nu am reușit să o trecem. Deci veți fi trecut în cartea de istorie ca primul președinte al PSD care nu-și dorește să fie președintele României. Nu, mi-aș dori cel mai mult să fiu primul președinte de partid care a câștigat toate alegerile în anul 2024, inclusiv cele prezidențiale. Nu neapărat cu dumneavoastră persoană. Partidele, câteodată devenim foarte egoiști și intrăm într-o logică că totul ni se cuvine. Dacă ne uităm totuși fiecărui politician ce a oferit respectivul partid, fiindcă nu suntem aleși totuși individual, am candidat pe niște liste, cu o siglă și mai revenim cu picioarele pe pământ,
și realizăm că trebuie să intrăm pe agenda românilor, că trebuie să întoarcem și noi anumite lucruri, că trebuie să respectăm partidul care ne-a oferit acest statut social și o anumită poziție în societate, începem să totul să revenim cu picioarele pe pământ și să gândim altfel. Este pe agenda dumneavoastră să-l convingeți pe fiul dumneavoastră să rămână în țară și să profeseze aici? Este discuția mea principală în familie. Și cu fiul meu și cu iubita lui, cred că ar fi cea mai mare dramă a familiei noastre. Și fiul meu și iubita sunt la medicină, ar fi cea mai mare dramă noastră ca ei să plece în străinătate. Normal, la început, aceasta era inclinația și sper încet, încet să-i lămuresc. Chiar ar fi lucru cel mai greu de suportat pentru mine și soția mea, ca fiul meu să plece din România. Cum stați cu sănătatea? Recent v-am văzut într-o stare de sănătate precară în fața camerelor de filmat la sediul PSD. V-a trecut? Gata? Sunteți bine? Ceva timp. Am făcut analizele, chiar stau foarte bine cu sănătatea. Este această luptă cu kilogramele, care... De acolo vi s-a tras? Nu. Este normală după o anumită vârstă și să încerc să le echilibrez, dar nu, un om sănătos. Și mă mir că n-am făcut COVID. Am văzut cu domnul Rafila, care în ziua respectivă a făcut COVID, cu domnul Stănescu, cu Vasile Dâncu și mulți alții. Și totuși am reușit. Acum m-am vaccinat și sper să nu mai am această surpriză. Eu am mai întrebat asta în această emisiune și vă întreb și pe dumneavoastră dacă ați avea o problemă gravă de sănătate. Doamne ferește, nu vă dorim. Ați tratat-o în țară sau în străinătate? Toată familia mea. Tatăl meu a murit de cancer. Dar vreau să vă spun, cu toată echipa de profesioniști de la Fundeni, a reușit să ducă acest cancer timp de 10 ani. Deci este un lucru important. Este acolo doamna doctor Croitoru, printre mulți alți. Chiar este o echipă de profesioniști și să știți că același tratament îl ai și în străinătate și în România. Sunt aceleași protocoale. Și mama mea are ghinionul de asemenea să aibă cancer și se tratează tot în România și noi toți ne-am tratat în România. Nu conduce cu demnitate, nu stați că nu e nicio problemă, nu e nicio rușine, e o boală ca orice altă boală. Care, și dacă e descoperită la timp... Și are un tonus foarte bun și... M-am zis, dacă trebuie să mă ierte cineva, cred că e mama, n-am sunat-o de câteva zile, dar după emisiune imediat am să fac acest lucru. E o promisiune? Categorie. Sistemul sanitar din România este, zic eu, bine ilustrat în filmul Colectiv. L-ați văzut? Nu. Am văzut. Mâine sunt premiile Oscar și e... Am auzit foarte multe. Știu ce s-a întâmplat la Colectiv. Adică cu toții știm. Este fost un incident total nefericit, cu efecte și în plan politic, la mai departe, sper să nu mai avem de-a face cu așa ceva, dar s-a văzut cât de vulnerabili suntem și a fost un semnal de alarmă. Cel puțin în zona de Arș și așa mai departe, unde sunt cu totul și cu totul alte protocoale, privința bacteriilor, suntem încă vulnerabili. Noi n-am mai construit spitale noi. Neapărat. Noi, statul român, pentru că privatul a tot construit. Și se și vede diferența, pentru că sunt spitale moderne pe alte concepții și pe cu totul și cu totul alt sistem. Vorbesc foarte mult cu domnul Rafila despre aceste lucruri și despre acele spitale regionale, cât de important ar fi fost să fie sau cât de important este să fie. De ce n-au eu fost, cred, domnule Ciolac? Este o nerealizare a Partidului Social Democrat și am plătit prin vot. Nu e... Fiindcă cred că în acel moment altele au fost prioritățile. E un hățiș administrativ care trebuie... Nu e suficientă voința politică. Poate ar fi trebuit mai multă implicare și ar fi trebuit pornite. Deci nu știu dar dacă se poate spune pandemie, că altele au fost prioritățile când vorbim despre sănătate sau educație. S-au investit în spitalele județene, haideți, ne aducem cu toții aminte de totuși de unde s-a pornit. Mă uit la București. Totuși au fost, Gabriela Firea
făcut niște investiții majore în sistemul de sănătate spitală, care sunt subordonate primării și toate administrațiile locale. E unul dintre lucrurile pe care eu le reproșez actualei guvernări și poate și guvernărilor PSD. Foarte multe lucruri le fac administrațiile locale și guvernanții se laudă cu el, cei din guvern. Nu, acest merit este a administrațiilor locale. Toată lupta cu pandemia la nivelul județelor nu a dus-o guvernul. Au dus-o administrațiile locale, indiferent de culoarea politică. De aceea, cred că și în zona de vaccinare ar fi trebuit insistat foarte mult pe parteneriate între guvern, Ministerul Sănătății în speță și administrațiile locale, fiindcă o implicare a celui mai gospodar ales în fiecare sat, în fiecare cătun, în fiecare comună, prin implicarea lui ar fi convins și ar convinge oamenii să se vaccineze mult mai repede. Am făcut doar o paranteză pentru că mâine sunt premiile Oscar și îmi doresc tare mult ca poi mâine presa să titreze colectiv a câștigat în premieră un Oscar. Apropo de presă, atacurile din mass media vă afectează? Vă neliniștesc? Nu. Chiar comentam cu colegii. Nu sunt un om care îl afectează. Când îmi atacă familia sau sunt răutăți care intră în zona intimă, e normal că te afectează. Dar cât timp îmi este lăsată familia în pace și, repet, suntem o familie total normală. Puteți merge și în Buzău și oriunde, puteți întreba și de fiul meu. Suntem niște oameni normali, niște oameni așezați, nu avem excese în niciun fel. Când îmi este atacată familia, mă afectează. În rest, nu, n-am o problemă. Dar de ce credeți că politicienii... E foarte complex. Întotdeauna presa a fost folosită pentru atacuri între politicieni și a existat. Acele există, cred că, în continuare. Și contracte, și anumite interese, și anumite atacuri, și se mai întâmplă. Adică, dumneavoastră spuneți că jurnaliștii scriu la comandă? Nu, eu spun că există presă și presă. Cum există și oameni și oameni, cum există și partide și partide. Apar peste noapte anumite site-uri care îți dau anumite știri și anumite tente și, pe urmă, din acele site-uri care rezistă o zi sau două, pe urmă să iau anumite știri. Cunoaștem sistemul și sunt ferm convins că și dumneavoastră la fel de mine. Dar de ce credeți că se practică acest atac la familie în zona politică? Pentru că știrile vin tot de la politicieni. Dumneavoastră îl dați în putere, puterea dă în opoziție. Depinde și de adversarul politic. Dacă intri în zona de dușman, ajungi la astfel de lucruri. Dacă menții gentleman agreement-ul, la urmă și politic, nu se depășesc anumite firuri roșii. Când ziceți firul roșu, eu mă duc cu gândul la altceva. Nu. Peste tot există un fir roșu care nu ar trebui depășit, fiindcă atunci totul devine imprevizibil. Societatea nu câștigă nimic din aceste lucruri. Care a fost articolul de ziar sau știrea de televiziune care v-a deranjat cel mai tare? Nu mai știu acum în mod deosebit. Dar a fost un articol, nu mai știu, a fost atacat fiul meu sau pe Facebook. Dar nu, ceva, trec repede supărările. În concluzie, cum e presa, domnule Ciolacu, în România? Dinamică și multă. Suntem, cred că, între fruntașele, numai televiziuni de nișă, de știri, cred că în puține state există așa, atât de multe, dar văd că supraviețuiește toată lumea. Foarte împărțită. Ar trebui mai multe emisiuni economice și explicații, nu știu dacă e bine sau e rău. Eu mă uit la Digi, la acea emisiune economică și... Să vă țină Dumnezeu bunele obicei. Și să știți că e foarte interesant, adică afli lucruri și, pe urmă, chiar vorbești cu echipa de economiști de la partid, vedeți că am văzut raportul de angajați între... sistemul de natalitate din Israel. De acolo l-am luat și acum vom veni cu un pachet de legi pe natalitate.
care dacă o ține ritmul ăsta, noi riscăm să dispărăm ca nație în România. E prima dată când s-au născut mai mulți români în străinătate decât pe teritoriul României. Nu e vorba doar despre migrația românilor în străinătate. Nu, asta vorbeam cu ambasadorul UNICEF. Oare nu ne-am gândit că acești copii încep să se întoarcă? Poate în străinătate e programul mai prost la televizor și oamenii ce să facă și ei acasă. Nu suntem pregătiți cu un sistem școlar ca acești copii care au învățat totuși în altă limbă să se întoarcă acasă. Îmi pare rău că nu înțelegem că după alegeri trebuie să existe pe proiectele mari. Trebuie să existe un consens transpartinic și o predare de ștachetă chiar de la o guvernare la alta. Și anumite principii și reguli să nu le încalce nimeni. De obicei, cu regret o spun, acest lucru trebuie să-l facă președintele României. Acesta este spiritul Constituției și acesta e atributul președintelui României. Sperăm să avem un președinte care să înțeleagă aceste lucruri. Care a fost, în opinia noastră, cel mai bun președinte pe care l-a avut România? Care președinte? Am mari probleme de percepție acum și de adevăruri în ceea ce privește actualul președinte. Vorbesc acum în calitate de român. Am avut și eu așteptările mele. Să știți că democrația în România există în principal datorită lui Ion Iliescu. Mulculitul comunist Ion Iliescu a lăsat această țară să o ia în direcția de democrație. Dar cel mai bun premier pe care l-a avut România? Adrian Năstase, de exemplu, a fost în zona de extern și de o profesionalizare a guvernului, aș spune, evident, a excelat în această zonă. Și avem Ion Iliescu, totuși este pactul de la Znagov. Am intrat în Uniunea Europeană. Deci Adrian Năstase și-a pus amprenta pe intrarea în NATO. Lucruri majore. Noi nu, de la aceste două lucruri, România n-a mai făcut niciun salt major. Ne chinuim de atâtea guverne și atâți președinți să intrăm în zona Schengen. Și nu reușim, suntem total îndreptățiți să intrăm în aceasta. Și nu reușim să convingem pentru că nu am avut capacitatea, toate forțele politice, să ia această temă și să o exportăm în Europa și să ne spunem cu punctul de vedere că, domnule, suntem îndreptățiți să fim în zona Schengen, categoric. Dacă tot ați vorbit despre PSD, v-aș întreba dacă l-ați vizitat sau l-ați sunat vreodată pe Liviu Dragnea de când este la închisoare. Nu am avut... Nu sunt, presupun că trebuie să fiu pe o listă. Când trebuie și nici n-am comunicat telefonic. Cât timp a fost președintele Camerei, era exclus acest lucru pentru că impunea funcția pe care o ocupam în statul român, pe care o aveam datorită dumneavoastră și a votului dumneavoastră. Și era exclus, dar n-am avut o comunicare. Îmi pare rău unde este Liviu Dragnea. Regretați ce îi se întâmplă? Nu comentez, n-am comentat niciodată o decizie a justiției. Am, poate în interiorul familiei am acest drept, ca orice om, sub nicio formă n-o să comentez vreodată o decizie a justiției, dar îmi pare foarte rău. Dar credeți că atunci când iese mai mergeți la o partidă de pescuit? Am o parte clar umană. Cred că se sesizează acest lucru. Este posibil să mergem la o partidă de pescuit dacă îi va face plăcere să meargă cu mine la o partidă de pescuit. Dar nici nu văd ceva rău în acest lucru. Îl veți invita dumneavoastră sau așteptați să vă invite el? Haideți să ajungem în momentul respectiv. Momentan să apucăm să comunicăm. Momentan nu comunicăm de o perioadă de când este închisă. Vă invit să faceți și cu noi o fotografie. Atunci. Noi avem această rubrică, selfie-ul emisiunii. Așa. Este o fotografie pe care o facem aici la Cină și o postăm pe site-urile noastre de socializare. E vremea publicității, continuăm dialogul după doar câteva momente. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat. Ne-am întors, suntem la Cină cu președintele PSD, Marcel Ciolacu. Domnule președinte, pe final de emisiune mai sunt 10 întrebări. Sunt simple și de impact, spunem noi, pentru telespectatori. Să mă așez bine. Așezați-vă, gata, stați confortabil. Nu, că e simplu. Prima întrebare este, când credeți că vă veți retrage din politică?
Sper să am maturitatea de a nu mă ține ancorat. La 65 de ani știu că avem dreptul să ne pensionăm. Sub nicio formă nu o să depășesc această vârstă. Poate mai las timp să mai fac și altceva în viață, nu neapărat numai politică. Că se scaltă alte obiective în viață. Redeveniți jurist? Este, e una dintre posibilități. Când ați plâns ultima dată? La moartea tatălui meu. Am avut un moment mai dificil. Cred că e ceva normal. Am avut și o legătură cu totul specială și a fost o relație tată-fiu pe care mi-aș dori eu să o am și eu cu fiul meu. Chiar am depășit foarte greu momentul. Următoarea întrebare este: cine vă lipsește în viață, dar cred că intuiesc deja. Da, îmi lipsește foarte mult. Era un oltean sănătos, serios, foarte logic în gândire, un om curajos, fiind pilot militar, și un om care mă sfătuiam întotdeauna și tăteam în barcă împreună la pescuit, cu nepoții, și chiar era ceva deosebit. Care este cuvântul care vă definește cel mai bine ca persoană? Sunt un om modest. Vacanță în țară sau în străinătate? Și. Depinde de... Când merg în străinătate, îmi place mult să vizitez. Să merg, văd și la familie, cam aceeași dorință este. Și în țară, mie îmi place litoralul românesc, n-am nicio problemă. Care e cel mai frumos loc din România? Delta Dunării, de departe. Eu mă schimb total, ca și om, când ajung în Delta Dunării. Aveți datorii? Financiare? Nu, sunt un om stabil. Cheltuiesc, în principiu, am o regulă clară și eu și familia. Cheltuim cât avem. Nu are cine să mă tragă de mâine. Cine câștigă mai bine, noastră sau soția? Amândoi. În acest moment, ca și venituri, categoric mai multe venituri la mine. Dar și eu am toate cheltuielile. Ce ați face cu banii dacă ați câștigat la loterie, marele premiu? Știți, prima regulă ca să câștige ar fi să joci. Momentan n-am jucat niciodată. Nu? N-ați jucat niciodată la loto? Nu am avut această inclinație. Cine vă așteaptă acasă? Cât timp stau la București, e cam singur. Când ajung la Buzău, sunt cățelul, pisica și soția. Sper mâine să fiu cu fiul meu și o să fie mai bine. Când ați spus ultima oară, iartă-mă? Cred că de curând. Vă amintiți și de ce? N-am reușit un lucru, n-am reușit o promisiune. Și n-am o problemă să cer iertare. V-am spus pe drum. Am contactat pe Lucian Romașanu să-i spun, într-un fel, iartă-mă că m-ai prins într-un moment care eram mai nervos. Vă enervați des? Asta e întrebare suplimentară. Foarte rar, dar există astfel de momente. Fiecare avem prioritățile noastre. Și când ești președintele celui mai mare partid, fiecare vine la tine cu prioritatea lui, nu cu prioritățile tale. Azi a fost o zi încărcată și am fost un pic prea asaltat de prioritățile altora în detrimentul priorităților mele. Dar până la urmă ne-am găsit timp să le rezolvăm pe toate. Și cum faceți când vă enervați? Mai ridic tonul, nu sunt un om coleric. Dar se și vede, cred, că din felul meu de a fi. Este ultima întrebare. Care este cel mai mare regret pe care l-aveți în viață? N-am un regret. Cred că faptul că am făcut un singur copil. Povesteam unor prieteni, aveam momente când era mai mic fiul meu, când aveam teamă și să traverseze strada. Și cred că am greșit foarte mult. Și eu și soția că am făcut un singur copil. Mulțumim. Adi, mulțumim pentru masă. Mulțumesc și eu. V-am ascultat cu minte, v-am urmărit jucând table. Sper că am spus până la urmă ceva interesant de reținut. Pe de-aia am trecut din gură. Vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi la cină. Și mulțumesc mult pentru invitație. Mai treceți pe aici dacă v-a plăcut. De câte ori sunt invitat.
Și dumneavoastră vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Vă invităm să ne fiți alături și săptămâna viitoare, sâmbătă, ora 21 la cină. Pe curând!